și aia apar în fața noastră, noi în fața lor. Băi, zic, ei nu știau ce vorbim, de putem să vorbim, că nu înțelegeau ei la distanță. Ce? Zic, mergem direct spre ei, nici la dreapta, nici la stânga. Să nu fugi, să faci o mișcare. Păi a venit, păi noi, neamțul, a pus un neamț, avea binoclu, a pus binoclu la ori. Uite, băi, fii atent aici, să nu-ți fie frică, poate că râze, știi? Ca să zică că nu e frică. Ei vin pe noi mergem spre ei și odată, unul ia pe dreapta, unul ia pe stânga, unul din față. Trei. V-a încercuit. Alb, document. Nu avem. Pre-militar noi suntem primi. Nu avem primi. Nu pre-militar. Unii mei de la stână cu ta. Și nu ce spune ăla, că este de dincolo, a fugit în partea asta, știi, de front. A venit de la Rădăuț, a trecut. Ești partizan? Te trimis rușii, partizan? Nu, prim-militar. Măi, era unul rău de tot. Doi erau cum se cade, dar unul era rău. Un să îi împușcăm, că ăștia sunt partizani. Îmi pușcăm. Aia spune, lasă domnule că se prezinte la comandament la vatra de ordine. Și ne-a spus, vă prezentați la comandament. Mergeți la stâne și vă prezentați la comandament. Good. Voi, e? Da. Și pleacă. Mă, nu merg 10 metri, 15 metri, să oprește iar. Ăla, iarăși. Nu, că se împuște. Băi, dă-i seama, mă. Nu, că se împuște. Nimic. Bă, frate, dă-i seama, mă. Dă-i seama ce frică ea, mă? Să ne puști. Aia nu prea vrea. Dar ăsta era un naibie, bă. Până la urmă am scăpat. Nu ne-am pușcat. Cu dovadă că sunt aici. Așa. Și coboară de vană. Asta să arate că e mai deștept. Colegul ăsta. Bă, hai să le arătăm că suntem mai deștepți. Care mă deștepte cine că ai avut noroc, bă? Ai avut noroc că nu te-am pușcat, putea să te împuște și pe toți. Da. Ai avut noroc, poate că a fost ăia doi mai mulți. Da, da. Care se... Dar îți dai seama, dacă ăia se luau după ăla rău, vom pușca. Da. Sau el singur, fără să se... Da, scotea pistolul, vom pușca și ce el. Era rău. Se duce și ia arma lui de acolo, că nu era departe. De unde din era ascunsă. Scorbură. La... Din scorbură. Da, de, era pusă pe mază de calul meu, în altă locație, de copac. Băi, trage trei focuri de armă. Pac! Uuuu! Ăștia erau coborâți în vale, departe. Da. Auzit. Îi a tras de acolo, nemții. Pac! Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Acum vine o rază aici de un batalion de nemți și ne căsăpește. E o mare pe loc, nici nu mai ne sonează. Și am plecat. Băi, ne plecăm de pe munte de aici, că nu se putea să... Nu se poate, bă. Și mergem în sat. Și am coborât în sat. Da. Și ce... Din cauza lui. Băi, numai prostii faci. Băi, te vreau să facă. Băi, era bucuros că ai scăpat. El să arate că ești deștept. El să vedea mare, da. Da. Ce deștept, mă, că ți-ai scăpat pe norocul lor. Iar da, dar dacă ei vedeau după... Eu mai vorbeam, știam niște cuvinte germane, știi, le mai rupeam. Îi spuneam că bolșevismul, fa fluctor, hai mal. Îi spuneam la nemți că, domnule, băi, bolșevismul, ca să te dai bine. Că se merge la comand. Good, mergem. Deutschland, good, Deutschland, bun. Noi ne mai răpeam niște cuvinte din astea așa și mai, ăla nu știa nimic și ăla îmi face pe deștept. Și ce ați făcut în sat după aia? Am coborât în sat. Să merg la o casă spre pădure acolo. Băi, nu știu cum îi spune, băi, dar știu că avea o... Stătea o fată la bunică sa, o chema Viruța,
Iar fratesul era mai mică, el stătea acasă, Aurel îi spunea. Dar nu știu cum îi spune, dai seama, au 80 de ani, acum, dacă o mai fi trăind. Da. Da. Și am stat la ei. Și de acolo ne-a luat. Odată ne-a dus la malul Bistriței să facem grup. A adunat toți oamenii din sat de acolo, din Ador, de Arin. Și seara a spus... Care vreți? Hă? Care vreți, plecați? Da, care vreți să plecăm acasă și care nu are barecele alea, care tipul da. Militar. Așa. A, eu bine că am spus că putem pleca. Am plecat. Plecat, ne-a pus aici. Bă, dar nu mi-a dat seama. L-a luat și pe ăla civilul care tata lui fata era. Ăla ce-a făcut? Ăla a venit acasă, s-a dus la munte, acolo avea o fânărie, s-a dus acolo, n-a mai stat. Și pe el nu l-a luat. Bă, ia uite, băi, băiete, băi, ce aduce, bă. Ia să vedea ceva, da? Nu cred că mai, că e toată. Da, ce stați ca la bat? Hai mă zi și tu te-ai zis că te duci acasă, nu te stai în barăci. Și eu am venit acasă și el atât, da, la cetățeanul acolo, spre pădure acolo. Bă, dimineața la ora 4, a luat-o de lângă pădure, de acolo, de la noi. Pe-un grădin, pe șosea, pe uliță, pe cum erau ulițele la noi, uite așa, capot era, nemții, și scotea pe toți bărbații în uliță. A, șnel, 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 fructuri, șnel, trebuie să mergem să lucrăm la... Și-a luat pe toți bărbații. Nu mai e bărbat. Puteți să fie de 80 de ani, tot i-a luat. Sau puteți să fie de 17 ani, nu contează. Și-a scos pe tot, ne-am colonat, ne-am colonat și ne-a dus la Matrador. Acolo ne așteptau vagoanele. Piața de marfă, pe linia întâia era. Bău vagon. Vagoane mici, iată, pe două ose, nu mari. Da. Fiecare vagon avea cabine de frânare. Da. Știi? Era câte un neamț acolo. Da. De pază. Păi ne-a băgat în vagoane, noi am mai dus nicăieri, acolo. Ai ne-a închis acolo, pus cârligul, neamțul acolo, cât am stat noi acolo, până ne-a adunat, lumea plângea, copii, soții, erau, jale mari, măi. În timpul ăsta am auzit un pușcătură, un zgomot mare de explozie, spune că a aruncat în aer uzina electrică. Ai pus aia? Hai mă! Ce ai? Ce ai de? Zi! Așa se spunea că am auzit explozia aia puternică. Ne-a băgat în vagoane, îți dai seama, până ce am ajuns acolo, până ce ne-a pus eu, până ce zeză, se făcuse după masă. Mâncare, mâine mâncare. Ne-a dus cu trenul de la Vatra Dornii, ne-a dus înspre Ilva, încolo, nu știu cum ne-a dus. Orice caz ne-a trecut frontiera. Noaptea, abia noaptea am ajuns în Ungaria. Așa, a doua zi dimineața ne oprește, era pe un câmp acolo, pe pădure, ne oprește și a început să ne dea mâncare, terci din astea de malai. A două luni jumate am mâncat terci de malai, să muncești la... Terci, subțiri, păi ce cir, așa, cir, fierți. La ce lucrați? Cum? La ce vă puneați să lucrați? La gropi, făcute pentru mine. Făceam o groapă așa de un metru pe cât puteam și adâncă cât spuneam. Și umplea cu mine din astea, așa cum sunt farfurile. Așa, umpleau acolo. Când dădea, le trage la capuri de poduri, la drumuri înguste, unde era în dreapta, nu putea să meargă, la maluri, unde era, putea trece la poduri, unde era malurile, putea trece mașinile, da, da. Tancurile, acolo putea, nu unde era abrut, acolo nu. Se gândeau că pe acolo se trece. Nemții, acum mă specializase. Așa. Și asta am fost. Și am rămas
aproape 3 luni de zile, 2 luni și ceva de zile. La ăia cu minele, puneai mine acolo. Da, toată ziua asta făceam. Dar ăia bătrânii care erau bătrâni, nu-i punea la... Ducea cu cirezele de vite. Erau cirez de vite, mă, dar în fiecare zi trăgea, tăia zeci de vite. Dar avea, mă. Da. Și îi făcea chestii. Zeci de vite tăia. Da. Și făcea chiftele. Și ea, bătrânii mergeau cu... Dar ăștia, la alți majoritatea, numai la mâncat. Pentru mine, da. Da. N-ai mâncat atâta timp, mă, nimic, mă. Erau ca apă, terciul ăla. Era mălaiul fiert bun. Pune, i-a durea burta, a început să-i doare burta. Eu nu mă durea, nu ce să spun. Nu mă durea burta, nimic. Apă nu ți-era sete, mai bea apă, puteai să bei. Era jale, bă, era nenorocire. Mergeai, i-a dat o cutie de conservă de asta, de un litru de cutie, de 750 de grame de asta. Am făcut o tartă de sârmă, am legat-o de dispensabil la, aici la sol și săpam cu ea. Și când mergeam, era un loc virand, așa, undeva, o locație mai, nu era înghesuială, cu gamela, cu cutia aia, îi spunea cir din ăla, cir, spunea în Moldova, cir. Îi spunea acolo, era fierbinte, ținei de toate, să le ții, bei, din ăla, asta de. Băi, atâta timp. Trei luni. Da. Măi, să zici, nu că să mănânci, să vezi o bucățică de bun. Să vezi. Și vedeam la dinți cum băga carnea asta, am spus eu, tăia vitele, bă, aveam, bă, niște... Malaxoare, da. Avea niște mașini de tocăt, osul, păi, de mine, trecea așa, parcă curea de transmisie, cu dinam, bă, mergea cu o viteză și avea un coș, o, intră o pulpă de vacă acolo. Da. Bă, mergea și făcea chiftele în tăvi. Avea tăg mare așa, de un metru, și poplite, electrice, și tăg mare așa, și făcea chiftele mari, uite, cam două chiftele, o jumătate de kilogram de carne, mari. Dar alea erau pentru ei. Cum? Ale... Da, dar le prăjea, două chiftele, de-aia dădea la un lanț, și cartofi, piure. Și piure. Da, și cu grăsime, era bun. Era bun. Ii pâine mânca o filuță de pâine și le-a mânca. Era bun, bă, chestiile. De acolo ai fugit tu, de la mine, nu? Cum? De la mine ai fugit. Nu, domnule, noaptea am fugit, noaptea. Mergând în retragere, când fiecare noapte, tot ne retrăgeam, dar nu prea mult. Vă muta. 2 km, 5 km. Minam și ne retrăgeam, minam și ne retrăgeam, îi arunca în aer, dădea foc la case, totul ardea. Bă, și copacii mă tăia cu fărăstrău, pomii fructiferi, fânul, căpitele de fân, le dădea foc. Bă, totul distrugea în retragere. Casele, avea bidoane de benzină și trăpea și venea cu făclia. Poc, poc, uite așa dădea. Da, ungurul ăla, când mergeai noaptea în șir cu ăla, a venit ungurul ăla. Păi mergeam noaptea în retragere, v-am spus eu, nu contează, pântuneric era. Șoseaua era așa, un halou, toți mergeau. Biciclete, căruți. Pe dreapta mergea unul după altul și ninți, după aia venea căruțele, după aia veneau mașinile, bicicletele, în partea cealaltă, dar mergeau toți, cu lumina stinsă, tot. Era inamicul, băi, care ne vedea. Și mă țineam și eu de o căruță, că ne puteam să mă, era slăbit, măi. Și ungurul vine, măi, la tine, măi, este moartea, măi, duce la tine, omor în lagul. Dar mai eram eu cu ăsta, care erau tot de la Rădăuți, de la Sucevita. Nu știu cum îi spune, dar știu că era
secretar la primăria Suceavita, secretar la primărie. Da. Era mult mai mare ca mine. El făcea, eu făceam activ, militar activ, el făcea la poduri de pază, la astea, la primărie. Da. Era la poduri, că era contingentul 11, mi se pare că. Da. Noi nu spuneam nimic, el vorbea, bă, bă, nu spunea pe ungurește că ne duce și ne omoară și cu tare. Era cu pene de cocoș, ungur la bonet. A plecat, noapte, acolo, cine videi, s-a dus, n-am mai. Băi, zic, trebuie să fugim acum. Acum fugim, că dacă nu mai, nu se știe dacă mai avem altă ocază. Și așa am fugit atunci. La îndemnul ăla, că, băi, zic, are dreptate ăsta, bă. Eu am văzut aici, voi să te cheme din grup, com, și râdea la tine și îi spunea, pac. Și te împușca. Păi cum? Fără... Și ce-un motiv, așa? Nu. Se desra. Com, poc. Dar am scăpat și eu vreo 4-5 din lagăr. Eu, cu mâna mea, cu frânghia, de la etajul 1. Ți-am spus asta. Când ți-a fost ție frică de... Ziceai că... Nu, când a fost... am avut noroc că într-o zi n-am mers la săpat. Și am mers cu un neamț, un cheson din ăla, cum le spunem noi, care era șat-așat la remorcă, la mașini, știi? De un metru de lat și cu un metru de jumătate de lung, știi? Gros de cauciuc, da, da. Cu cărlic de remorcă și un mâner de... Puteai să mergi așa, să-l tragi după tine și îndă un lopatul liniman și cu el și să mergem la săpa cartofi, la pe câmp. Da. Că trebuia pentru bucătărie. Și am mers cu el, săpam cartofi, cu lopata, băgăm acolo, puteai seama ăla. Nu era așa ușor, bă, că era, abia îl trăgeai gol. Și, da, băi plin cu cartofi. Da, băi să-i plin cu cartofi. Dar nici eu nu l-am umplut. Și el stătea pe marginea remorcii. Eu săpam, mă gândeam, mă, dacă merg pe la spate și trag una în cap, îl culc jos. Da. Și iau pistolul, ca să nu poată să tragă, dar dacă nu îl omor, nici trage. Da. Dar de ce să omor un om, mă? Că și el e nevinovat. De ce să omor un om? Dacă îi dădeai o lopată, nu, îl terminai. Nu, băi, nu știam ce să fac. Am încărcat tăia, te-am hamat, m-am hamat la chesonul ăsta și am intrat în comună. În comună, porțile deschise, ușile la case deschise, totul era intact în casă. Toți erau fugiți, toți erau luați de nimți, nu mai era, dar lucrurile erau complet. Și-a oprit la parte, era o poartă deschisă și neamțul s-a dus să caute pe-n casă, să răscolească. Da, să vadă ce-i pe acolo. Eu eram la poartă, am intrat și eu în curte, nu putea să mă duc în altă parte. Da. Am intrat după el. Și-am văzut acolo la graj, era graj, evit. Un preș din ăsta făcut din... cordele, nu, din zdrențe de astea, da, l-am plătit, așa, din zdrențe de haine, făcut așa, la de vreo 60-70 de centimetri și cam un metru și ceva de lung, așa. Dar era alături și o frânghie, bună, frânghia, ochiul era bine format, asta e bună. Și... Măi, zic, aici e bine, dormeam la un cămin, noi, da. La un cămin, era pază severă și acolo, era intrarea sus în cămin, pe colțul căminului așa, la parter era bucătărie și sala de mese, la etajul 1 ne-a cantonat pe noi toți, și mai era un etaj, atât era, și era cam în marginea comunii acolo, mă zic că asta e bun. Frânghia asta e bun de la 2 metri, mai 2 metri, știu, ajung jos, uite, la etajul 1, gata, ajung jos. Coleg acolo și așa a fost.
merg la neamț și iau preșul și spun că zic că vreau preșul ăla pentru șlaufen, cum îi spune, ca să pentru culcat. Da, pot să eu. Dar eu vede frânghia de-a mâine. Am fășulat frânghia cu preșul cu ca să țină legat. Dacă o băgam înăuntru... Da, ce vrei să faci pe ea? V-a zis, cu... te întreba imediat. Și ai înfășurat preșul cu frânghia. Afară, se vadă. Asta e, ca să nu se desfacă. Și așa, bă. Și am venit, că am descărcat aia, de-aia, că am văzut atunci cum făceau ei chiftele, m-am apropiat mai aproape de bucătăria lor. Ăștia bătrâni iarăși îi punea la curăța cartofi. Bătrâni erau, bă, de 80 de ani, mâine. Din comun, de mâine, așa. Nu mai venit. Așa, și zic cu frânghie. Și era un cămin, la etajul 1, cu lor, dreapta-stânga, dormitoare. Dar mici nu era decât de un metru jumate pe trei. Erau, cred că, două canapele mici, ca doi elevi. Că erau cămin de... se vedeau printr-un elevi. Mici de tot. Și pe noi nu era acolo când ne-a băgat pe noi nici un pat, nici o masă, nici nimic. Stăteam așa, în picioare. Și ne-a băgat acolo și zic, lasă că de aici scoate o câțiva să evadeze. Era foarte, trebuie să lucrez foarte atent. Era sandinelă la poartă, era cu sârmă ghimpată, curtea și asta. În spatele căminului era un șanț așa, de 2 metri de lat și un pic de apă, de vreo 10 cm. Cred că era un pâniaș, venea din pădure, dincolo. Deci era sandinelă la poartă, sandinelă pe deal, mai era un dâmb acolo, și era, dar nu se vedea aici ce se întâmplă. Sandinelă la colțul gardului dincolo, afară în curte. Sandinelă la ieșire din cămin, era la intrarea în cămin, la colțul clădirii era, pe lateral, acolo intrai în clădire. Ăștia erau posturi fixe. Și era neamțul care se plimba de jur împrejurul cazărmii, căminului. Trop, pop, pop, la uzei, cum merge, împrejur. Voi leg frânghia de calorifer de acolo, ei cum fac? Și am mers la fiecare. Când am văzut că neamțul este în partea asta, vedeam. Și am mers la ureche, îi spunea, vrei să fugi? Eu, dă-o, vină cu aici. Îi făceam, se făcea zarul. Uite, dai jos și pe șanțul ăla, unde era, pe râiașul ăla sau și ce era, nu știu, așa, și te duci înspre pădure încolo. Că aici era câmp. Te duci înspre pădure. Bine tu. Legat. Când era neamțul în partea cealaltă de clădire, poc, poc, poc. Aia nu mă vedeau celelalte santinele. Era opus. Da. Așa. Nu, n-avea cum să mă vadă. Ajunge jos. Cât era? De la etajul 1, cu frânghia, da. Avea un metru jumătate, mai mult de un jumătate, mă. Și mai era el o jumătate. Gata, ajunge el cu picioarele pe pământ. Zic, te duci pe aici și ai întins spre pădure. Acum, eu mi-era frică dacă cumva mai încolo țin nenți posturi fixe sau așa. Zic, și-au ascultat să văd dacă se aude împușcături. Nu se aude nimic. Bă, a scăpat. Iară mai trecea, iară mergeam. Băi, vrei să fugi? Da! Haide! Altul intră. Și tot așa, și tot așa. Vreo patru am fost așa, vreo patru. Păi nu intram în cămiruțele alea, nu puteam să intre. Cinci, șase, în picioare. Erau mici, mici de tot. Și cu unul s-a rupt frânghia, ultim. Și am spus să o ia de acolo, am spus, iau frânghia de acolo. Și a intrat și s-a dus și ăla.
Mai n-a durat nici două minute când îi prindea neamțul. Din. Nu știu zi. Nu, e un mesaj. Fii atent aici. Fii atent aici. S-a rufut el. Și n-a durat nici două, cinci minute. Da, hai să zic. Încă mie era lumina întreruptă. Întuneric bezne. Întreruptă de la ei. Nu, așa, întreruptă. Da. Vine un neamț cu o lanternă de aia, cu automată care o era munde, vrr, 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 ha, flut, era afară, șnel, 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 să ieșim afară, șnel. Când se deschidea fiecare ușă, șnel, șnel, când deschide la noi, noi nu eram decât eu și cu unul. Auzi, nu era nimic, că ei au plecat. Dar nu deștept, neamțul a fost prost. El s-a dus la altă ușă, știi, știi? Și eu m-am amestecat printre aia, că a ieșit afară. Da, e mult. Întuneric, ce știa care a fost? Nu știa. M-am amestecat peste el. Te gândi. Și vorbea neamțul că a ieșit jos, a spus că a evadat cu tare. Nu, adică nu e complet cât a fost acolo. Da. Și el a hotărât ca nouălea persoană să fie împușcată. Da. Și ne-a înșelat în șir, așa, câte unul, câte unul, cum e că de la noroc, da. În curte. Șnel, șnel, ne aranjăm. Băi, exact cum se întâmplă în filmele astea, da, ți scapă de la spânzurătoare, de la, așa a fost asta. Doi nemți, motocicletă cu ataș, înarmat, cu pistoale. Pă, furioșă, șnel, că ăștia spune că să mergem, să plecăm. Spunea că rușii ne-au înconjurat 5 km era înainte, da. Da. Eram într-o pungă. Ați avut un da, eram înconjurat de ruși. Da. Ne-au fugărit 5 km până ce am ieșit afară din cercuire. Da. Și am scăpat din pușcăturile alea. Și aia au scăpat. Dar cine sunt aia Dumnezeu știe, dacă mă trăiesc, nu mă trăiesc. Da. Dar vezi că eu n-am avut curaj, dar eu puteam să mă dau primul. N-am avut curaj, mă, nu știu. Mă, când de Dumnezeu, poate dacă mergeam, mă prindea. Poate mă prindea. Da, putea să te prindea. Așa a fost îngerul meu păzitor, care a spus, nu. Și după ce v-au dus 5 km? Dar vezi, nici voia nu i-a prins. Nici voia, mai bine capă-i pe aia, las că tot e descurs singur. Și după aia, după 5 km? Cum? După ce v-au dus mai încolo? Ne-au văzut de treabă, iarăși la cămin, iarăși la săpat, iarăși. În continuare, tot așa făceam. Păi și când ai mers, când ai ieșit pe poarta aia, când ai ieșit din rând atunci. Când am fugit? Da, din rând. Cu căruțele. Zic cu ăla, când ai zis, ziceai că... Mergeam ținându-mă de căruțe. Și i-am spus, băi, zic, prima locație care este, noi fugim. Nu știam. Că o să fie. Era pe câmp. Dreapta câmp era. Noi pe dreapta mergeam. Și a apărut prima locație. Un sat, cred că era. Prima poartă era deschisă. A doua poartă era deschisă. Într-a doua poartă am intrat noi. Și pe lângă era câmp, în dreapta, da. Și câmp, nu mai era. Ai înțeles? Și am stat acolo, pentru ce a trecut tot aia și am ieșit în acolo. Ai zis că ai stat pe vine, că dacă da, te prinde neamțul... Că era două porți, cât nici 4 metri, 3 metri era două porți, cât era. Așa, și am intrat acolo, am ieșit și am luat nu pe lângă șosea, în curul, mai diagonal, în contra, așa, da, ca da. Să ne depărtăm de șosea. Și când vedeți că vă apropiați... Și pe urmă am luat-o înspre, am mers
unde ușa, ca să putem, când ne apropiam de șosea, când nu ne dădeam seama, aoleu, ne-am apropiat, când ne vedem mașinile care, aoleu, ne mergeam mai încolo, mai. Și cam câți kilometri ați mers așa? Voi, până dimineața, așa, pe câmp, așa, nu prea mult. Nu prea mult, dar am mers. Cam câți? Nu pot să-mi dau seama, am măsurat eu kilometri. Până ai ajuns la Mlaștină? Până ce ne-a văzut neamțul acolo, la pod. Și acolo a fost prepădă pe lume. Și am scăpat și de acolo. Dar stai un pic, se făcuse ziua când ai ajuns la pod, de, v-a văzut neamțul? Da, era ziua acum. Dai seama, seara, când era 11, când 12, până a doua zi, până dimineața, cât am mers noi, era ora 9-10 dimineața, da, ne-a văzut neamțul. Era la podețul ăla, era un podeț, ne trecea un râu așa, un păriaș așa de 2 metri, dar era malul înalt așa, și vine din pădure, dincolo. Și podețul ăla era aruncat în aer, numai, dar el avea și post fix acolo. Dar eu l-am văzut și îi spun lui ăsta, zic, fiți atenți, uite, acolo e post fix de nemți. E punct. Și dacă ne vede, ăsta trage. Și așa, ne-a văzut, băi, zic, trage. Noi îl vedeam că se mișcă, ne băgam de seamă. Dar avea și binoclu, vedeți? Și norocul nostru a fost un ogor de porumb, nu prea mare, lat așa, vreo 15 metri. Da? Ce porumb să fie în octombrie? Cu ce nereu făcut praf. Totuși ne-a mers pe răzor. Păi și-a tras după voi, nu? N-a tras. Asta a fost, mă, toate norocerile astea. N-a tras. Că dacă trecea, ne împușca. Și-a mers pe răzor toată ziua, până seara. Până în capătul ogorului, dă-i seama, să mergi târâș, până acolo. Și acolo noi am văzut stuful ăla care trecea păreașul ăla până în ochi așa mare de stuf, era stuf mare, că intrai călare și nu te vedeai. Și, băi, zic, ajungem la stuf și intrăm la stuf, la noapte, când s-a întunecat. Intrăm în stuf și ne culcăm pe spate, acolo nu poate să vină peste noi. N-are cum. Nu, și închipui că suntem în stâlp acolo. Cine și închipui că o să fim acolo? Mai ales că era și la... Și alături aveam patru căpițe de fund, așa, nu prea mari, știi? Da, Băi, când s-a făcut noaptea, noi ne-am aranjat, apa era terenul mai înalt, așa, era mult mai înalt, și era așa, și apa începea cam de la zero. Mm-hmm. Începea. Am intrat mult, până ți-a făcut noroiul, până la genunchi. Păi te cufundeai în noroi. Ne-a culcat pe spate, cu mâinile întinse, ridicat, băi, ne-a durat nici 5 minute și a început să tragă 5 rachete luminoase. Pă, ziceam, puteai să-i numeri macul, măi, dacă, simțeam că mă văd, măi. Așa lumina făcea, măi. Alea sunt luminoase, bă, și atâtea, 5 a tras. Măi, simțeam că mă văd, măi, mă văd, dar doar nu era nimic, dar simțeam că mă văd, măi. Da. Și când a început să tragă până stuful ăla pe la nasa noastră, trrrr, pocă, s-a auzea stuful ăla, pără. A dat foc și la căpițele alea de fân. Era o idee proastă, Stepan. A crezut că suntem acolo. Era o idee proastă. Ștreangă era în bine, așa. Și am stat... Aia cât a fost? Noaptea aia, a doua zi... Ai zis că se auzeau și obuzele când se fâsâiau în... Și pe urmă a doua zi dimineața, pe la 10 așa am ieșit din baltă. Bă, dă-i seama, să intre cu bocace, să intre noroi în tine, cu inizmene, cu noroi, cu tot. Bă, plin de noroi, de... Nu, mă, ne-am mâncat, bă, de ce, nu știi ce sunt ăștia. Nu știi cine sunt ăștia. Dar ai zis că tu știai zgomotul la obuze când
fluier. A venit două proiectile, a tras, dar n-a explodat niciunul. A intrat în nămul ăla, în stufă acolo, n-a explodat. S-a fusit, s-a stins cum ai băga un fier fierbinte în apă. Două. Așa. Dar trăgeau glanțele, băi, și rușii trăgeam, simțeam noi, și nemții trăgeau. Și trecea pe la nasul nostru. Da, trecea pe la nasul nostru. Era mai jos acolo, terenul era mult mai jos. Nu puteai să mergi nici mai încolo, că era mai jos. Păi dar de cum să stai, că ți-ntră apa în ureche, în gură. Da, da. Da, de-ai să stai. Eu cu preșul ăla nu l-am lăsat. L-am luat cu mine preșul ăla, l-am aștenut eu. Eu unde, că era noroi acolo, ce să faci cu preșul? Ai de capul meu. Bă, dar în noroi, era și șerpi acolo, cine știe ce era, nu știu, era șerpi, da. Era șerpi de apă, dar eu știam eu cu șerpii de astea de apă, nu prea mușcă în apă, știi? Da. Ăștia de apă. Precis era șerpi, cred că broască, nu mai vorbesc. Măi, noroi, bă, altea, dacă cu ce mergeai, tot mai adânc te confundeai în noroi. Și ați plecat de acolo la un moment dat. Și am plecat de acolo, măi, dar plin de noroi și de păduci. Flamelul era plin de păduchi. Tădeam cu bățul așa păduchii după mine. Era cât o reză de mare. Bă, trecea păduchii pe un flamel în partea aia, altă în partea asta. Bă, măi, dar nu mă mânca, mă! Norocul meu a fost când a fost de mine, a sănătos și mi-a fost când tifos exantematic. Că dacă erau, mă îmbolnăveam, nu mai căpam de tifos. Și pe la 10 așa, tot auzeam că pleacă încolo mașinile înspre apus, de șoțea când era departe, băi, zic, gata, s-a retras ăștia. Știi? Da. Zic că arunc frontă. Ruși. Măi, dar rușii auzeam pe mal, vorbim, rusește, cu țigala prinse, se vedea că... Până mai târziu ne auzeam, liniște, veneau nemții, nu știai, domnule, nu știai când să ies și la cine să ies, când trebuie să ieși. Te dai față în față cu inamic. Da, da. Singurul cu nemțe nu de acolo și vroiam să mă întâlnesc. Ziceai că rușii erau gălăgioși. Erau gălăgioși, nu știu. Ha, eu tu, dă-mă. Și o frumoasă vedea cum s-a prinde țigara când trăgea, știi? Da. Zice, te-am să ia uite, bă, făgea de rup. Știi? Și dimineața pe la 10 așa, am văzut că tot trec mașinile în partea aia, încolo nu mai trec. Bă, ăștia sunt rupi, ai noștri, rușii, da. Nu se poate. Am ieșit, era un rus încă în tranșeu, într-o individuală, o groapă individuală. Da. Cu chifel așa, în spate, cu mare, la steag, de asta, așa, ascuțit. Mm-hmm. Bă, când ne-a văzut rusul, s-a speriat de mâni. Dai seama cum eram? Da. Plin de noroi, plin. Strâng, strâng, de frate mură, să... Să-i cad mâinile. Și nu știu cum se cade. Și a spus, uite, din lagăr, am evadat din lagăr, de la nemți. Ei știau ei așa. Uite, așa, așa, așa. Și era vreo 500 de metri până în marginea comunii, acolo ce era bucătăria lor, cuhne, la cuhne. Și ne duce acolo, uzi, cu doroi, nemâncați, de atâta timp. Da. Și atunci ne ceapă, băi, de capăt. Și ne duce acolo, când ne vede era bucătărie, s-a speriat de noi. S-a speriat, domnule. Dar nu se dea să mâncăm. Avea saci cu pâine uscate. Pâine prăjită de asta, da. Săci, zici de saci, că eu băga în ciorbă, o salma cu ciocolată de ea da. Și o băga în ciorbă. Și ne dă și nouă un castron de aia, de ciorbă cu o lingură de lemn de aia frumoasă, vopsit așa, știi, frumos, așa. Și ne-a dat și un castron cu carne bună și ne-a dat și pâine. Când mi-a spus să punem pâine acolo ca să se moaie, să mă duc, eu am putut să mănânc. Bă, nu mergea pe gât. Tu știi cum nu poți să înghiți o pastelă? Era lipit. Era... Nu puteai să înghiți o pastelă? Așa și asta. Nu puteai să înghiți, mă duc. Nu puteai să... Iar că nu putem. Ce-i pasă? Ne-am dezbrăcat, ne-am spălat noi acolo de noroiul ăla, cât am putut, bocanci,
Da. Dă-i să seamă, simte de noi cu bocaci, cu tătele. Nu, băi, dragoste, nu-ți dai seama ce-a fost. Nu poți să-ți dai seama, numai dacă... Da. Și am înțeles, după aia tu ai zis că... Și ne-am uscat, noroc că ne-am uscat. E dimineața până după masă, ne-am uscat la bucătărie, am avut foc acolo la ei. Putea să avea bucătăria lui, avea plită acolo, putea să ne uscăm. Ne-am uscat bine, ne-am aranjat un pic. Bă, după masă așa ne scoate, l-a făcut podețul ăla, unde era neamțul, știi? Da. Ca să facem podețul și să cărăm stâlp de telegraf. Dar nu era nimeni a civil, decât numai noi doi. Restul era armata lor. Și erau ofițeri care comanda, nu știu ce. Și ne pune, ce să cărăm cu gore, că noi abia ne țineam pe picioare. Și ne-a dus acolo, a făcut asta. Podețul ăla nu era mare, brânde, un tip de telegraf. Din ăsta punei mai mult stâlp și după aia punei alții de acolo în zi și putea să treacă tankul. Nu mai... Măi, să știi că ăștia ne-a luat prizonieri. Am scăpat de nemț, ne-a luat trânsul. V-ați gândit voi. Da. Bă, cum facem să scăpăm de ăștia? Acum eram cu ăsta, ăsta era om înțelegător, om deștept. Bă. Cum spun eu, prăiașul ăla era cam de 2 metri de lat. A, până prea era în el, de 10 cm până locul era mal, așa, dar puteai să mergi. Era săpat așa, dacă te uitai așa pe câmp, nu-ți dădeai seama că e acolo pe loc. Era așa. Și mă duc eu la un ofițer rus, că nu mai putem de burtă. Îi doare burta. Da. Să ne dea voie să mergem să... acolo, la pârâu. Malul înalt, auzi? Și stăm acolo. Mă, și îi spun lui ăla, bă, când vedem că, ăsta, grăsul, s-a departat de mai încolo, să uite încolo, noi luăm valea pe părâiașul ăla, malul fiind înalt, pe acolo, și cum era șerpuit așa, și spune că mergem să avem treabă. Ne doare burta. Da, nu se vede. Și mergem acolo, stăm noi jos așa și închis. Mai ne ridicam să vedem, a plecat mai încolo. Rus. Aia lucră, corou, la bătuți, armată, a lor. Am văzut cum s-a depărtat. Trați, dispensabilul, și pe părul. I-a observat, băi, uite. Bă, când a început răfala, unde părâul era așa, normal, da, era înalt, ne-a scăpat. L-am plecat, de bușa voastră. Ne-a scăpat. Băi, până câte aventuri ai trecut? Băi, ce mai încolo-ncoț? Băi, aventuri? De zici că e film? Nu? Mă? Acum mi-era frică. Tot așa mergeam, paralel cu șoseaua, care mergea încolo. Mi-era frică că ne ia rușul iar. De acum ne apropiam, nu erau, era aproape, treceam la noi. Nu mai era strictețea asta, că erau ei noștri, a pus stăpânire acum, 25 octombrie, că, știi că s-a trecut atunci, armata română a ocupat ultimul soldat, a fost aruncat. Nemții, de 25 octombrie. Tocmai atunci când eram de focul. Și cred că eram la noi, la noi eram trecuți frontiera.
eram cu bocanci. Bocanci marovie. I-am schimbat, când am schimbat hainele militare, da? Am schimbat și bocanci. Nu mă cunosc. Cunosc bocanci militare. Și a spus, vine rusul la mine, că ți-i dau bocanci. Zic, cum ți-i dau bocanci? Eu spun, nu. El merge pe front și eu mă duc acasă. I-a spus, eu sunt din lagăr, uite cum sunt. Așa, în lagăr. E, hărășu, dar te duci acasă. El merge pe front. Mă întreb, ăla e dreptate. Eu spun că nu dau. El mă duce la marginea șantului și ei că schimbăm pușcă. Stârli! Eu râdeam. Ce-o fi zis rusă? Mă, te-ai tâmpit sau prost? Eu spun că nu pot și râde. Stârli! Stârli! N-am să ia că... Așa. Nu se poate. Acum eu, fiind la legiunea de jandarmi, am pușcat un băiat un concentrat cu un pistol din ăsta, automat cu roată. Asta percutează fără să pui degetul pe da. Dacă le-ai trândit așa, dacă e pe automat, toate s-a dus. Le trage pe toate. Da. Și m-am gândit, eu știam înainte că am... Da. Te-ai că îndreaptă la armă așa și se descarcă. Mă, ăsta mișcă cumva pistolul, și se descarcă și mă pușcă pe alea nici ce vrea el. Ia-i, domne! Și mi-a dat a lui. Măi, erau legați cu sârmă, erau, intrau noroi. La puviță și ninsoare, era zăpadă, măi, zăpadă și eu cu picioarele goale, măi. De la vatra, domne, pe la Cârlibaba a intrat pe acolo. Zăpadă, noroi, picioarele goale, un picior umflat, așa era, nu știu care e ăsta sau ăsta. Nici la jandarmi acolo. Erau alți comandanți, da? Nu mai era. Aia îi luase, îi foc, nu mai e. Asta e nemții. Și îi spun, uite așa, așa, în nagul, așa. Te duci la infirmerie și asta vreo 10 zile mergeam la pansat, la un polunc, la infirmerie, la infirmerie, la o policlinică, în asta particulare. Era picior umflat. Da. Dar ei n-au scris acolo, de asta mă încurca pe mine ăștia aici. Scrie dispărut la 23 august, prezentat din dispariție la 29 octombrie. Păi și bucata aia unde a fost? Cum? Bucata aia... Ce, nu trebuie să... Dar n-a spus. Dispărut, prezentat din dispariție. Așa scrie mama o casă document. Ce îmi trebuia mie? Dispariție? Unii da, sunt? Da. Cu bine că am scăpat cu viață. Da. Cine știa că o să fie vreodată? Da. Că puteam să-i spun atunci, băi, trece în registru ăla acolo să mă aveți în evidență. Da, mă, da. Era bine. Da. Băi, toți așa au scris. La serie, la arhivele militare, la arhivele civile. Toți au scris așa, mă. Mă, dacă generalul a intervenit de la... Dispărut de la... și... Da. Dispărut la 23 august, prezentat din dispariție. Prezentat din dispariție? Da, nu spune, ai fost în lagăr, ai fost prizonier, ai fost undeva, unde? Păi eu, acum le-am spus, bă, unde am fost? Dezertor, unde am fost eu? Nu m-ai văzut cum am venit? Cu flanelul plin de păduc și de astea. Nu m-ai văzut? Deși ne-ai scris mă, că a fost în... furieri din ăștia, care nu mai știu. Asta mi-a încurcat foarte mult. Da. Era bine dacă scria. Nu putem să-i răbulez nici pe nemții ăștia. Că... Și m-am vindicat la picior 10 zile, m-a trimis la vatra Moldovițe, la post,
a stat de sărbători pe acolo, de pe așa, pe ianuarie, nu știu. Du-te pe front! Te vă... Din nou! Du-te pe front, că nu s-a terminat război. Vă prezentați la Râmbu cu Sărat. La unitatea aia lângă șosea, e o unitate. Mi-a prezentat... Atunci a fost cu trenul, noaptea, cu fulgerele. Pășina... Da, da. Și atunci a fost. Și... Duce acolo, ne rângează, vine un capitan, concentrat, din ăsta învățător, știi că erau învățători, ăștia erau cum se cade. Dacă era învățător, nu mai era că ăștia activi. Bă, dar trebuia să ne ducă până pe front, la Armata 4. Da. Eram un batalon, era o companie mare, nu știu cât era, mulți. Orice ce cade, eram peste 100. Peste 100 adunați acolo. Și mi-am făcut ședințe cu tare, cu tare, ne-a adunat. Băi, uite, mergem acolo la Armata 4 acolo, că da, mergem apărunt, asta e. Nu dispare niciunul, nu pleacă niciunul, dezertor, pușca, mă, te mănâncă pușcăria. Da. Dacă... Și ne-am urcat în vagoane de-astea de marfă, de plat, fărmi, de-astea, care mergeau încolo. Și am ajuns până la Arad. Am ajuns cu greu acolo. Arad n-am putut să ne mai țină. Nu că n-am putut. Nu puteam. Cum să țină ei atâta oameni în tren? Urcă-te, bă, când pleca trenul ăsta, rămâne jos să-l lăsă. Da, da. Nu se putea. Și atunci ce-a spus capitanul? Băi, fiecare merge pe contul propriu. Se prezinte la Armata 4. Îl privește cum ajunge. Fiecare se prezinte la Armata 4. Îl avea documentele, l-am ieșit cu documentele, te găsea și în, nu știu unde erai, și în Dubai. A, ăsta e ăla care a dispărut, unde a dispărut? Trebuie să fie pe traseu, pe aici, n-a plecat din țară, și te găsea. Și m-am prezentat la Armata 4, era Armata 4 pe câmp, într-un conac, din ăsta, conac. Dar zic cu trenul, cu fulgerele, că ai coborât... Da. Într-un conac acolo era braz de jur împrejur cu gard, era mijlocul câmpului conacul, era boier mare, probabil, acolo. A? Eu tot deștept eram, dar mai dădeam și greș. Eram într-o platformă de marfar. Da. Unele erau vagoane închise, unele deschise, unii da. Platformă, unii cu tunuri, unii cu amestecătură de vagoane. Și eram noi vreo 10 militari pe platforma aia. Mă, da, vineau o ploaie, mă, unde mergeam noi înspre apus, bă, un nor se fulgera. Și voi pe platforma de tren. Hă? Și voi pe platforma de tren. Da, încă nu ce-mi puse pe aia. Eu deștept. Și într-o haltă, în Ungaria, într-o haltă, au pe tren. Eram a treilea vagon din coada trenului. Da. Mai era un vagon cu... acoperit, dar ușile erau deschise. Mm-hmm. Era niște scaune, niște mese, nu știu ce era acolo, așa. Că am controlat eu înainte, n-am putut să ne urcăm noi acolo. Ne-am urcat acolo, n-am știut că o să fie aer, curat. Da. Și mă dau jos. În platformă. Pun ranițe la coșul, la colțul vagonului. Da. Arma la colțul vagonului, acolo. Rezervat, așa, pe dreapta, parcă ți-o minte cum era, așa, și mă dau jos. Se văd, întâi se văd în prospecție, nu puteți mă dau cu ranță, cu armă, cu toate, da, mă dau da. Jos. Dar putem să mă dau, dacă rămâneam, am alt tren, nu contează. Parcă ți eram ore fixe să ajung acolo.
Mă, întuneric, mă. Era deal așa, de pietriș. Mai era și sârmile alea de la barieră, de la... Da, de comenzile, de la... 10 sârme din alea acolo. Da. Mă încurca și alea. Cât să mă... N-avem de ce să mă țin pe pietrișul ăla. Brrr! Nu puteai să-i deții. Mă, așa luată de lina asta, că nici nu simțeai când a plecat. Trenul. A luat un cetișor lin. Eu... N-am putut. Nu l-ai scăpat. Am scăpat. A plecat. Mă duc la cantonerul, era ungur. Uite, așa, unde, prima stație. El spune că un kilometru. Bă, un kilometru nu e mult, bă. Da. Nu? Pe ăla încolo, de treabă. Am fugit eu mai mulți kilometri, 28. Îi spun să dea telefon. Că dacă te dea telefon în gară, la comandamentul militar, și spunea multe, domnule, pe vagonul 3 în colțul din Cutare, știa și soldatii. Da, da. Ia o rană este așa, haide, dată jos și când ajung eu acolo, le iau eu. Mi-l dat. Da. Nu poate să dea telefon, el nu mai primește. El nu poate. Neam. Bă, nu mai tot de vorbă. Mă duc cu eu. Bă, și-a luat-o la fugă, pe calea ferată. A început ploaia. Bă, fratele, o ploaie torențială, că nu mai te vedea. Numai când fulgerea, vedeam eu înainte, băi, dacă ești un podeț sau... Da, o gaură, ce? Da. Calci în grubă, scriu picioarele. Da, vedeam înainte, 10 metri, vedeam. Când fulgerea, acum, altul. Și n-ajungeam până aici. Și eu m-a plouat din față contra, așa, la un moment dat, două lanterne. Mă, ăsta-i tren. M-am dat la o parte și am intrat în șanț, așa, de apă. Da. Am intrat. Bă, dar dură de ce o secundă. Taca, 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 taca. Era un marfar care mergea încolo. Mă prindea, mă, dădea peste mine. Da. Bine că l-ai văzut. Păi am văzut lanternele și mi-am dat seama că era tren. Tren care vine... Încoace, spre tine. Da. După ce a trecut, băi, nu o să vină așa de repede. Paca, paca. Și m-am urcat. M-am luat. De... Din nou. Și ploaia a trecut. Ploaia a trecut. Până ce ajung în gară. În gară. Am ajuns în gară. În gară era trenurile. Unele erau cu lumina încoace spre da. Noi, să zic, că astea merg încoace. Unde erau cu stopurile încolo. Vă zic, alea cu stopurile, da. Care merg încolo. Da. Ăla-i trenul nou. Da. Și tocmai așa a fost. Bă, direct la el m-am dus. Bă, când îi văd pe aia acolo, uzi în arcă, dar și eram mai rău. Areți acolo, arma acolo. Locomotiva a luat apă și a întârziat un pic. Da. Altfel nu mai prinde. Altfel, măi, n-am țat 10 minute și a plecat. Nu-l mai prinde. Dacă nu fugeam... Dacă nu fugeai... Da. Cum trebuie... Rămâneam și armă și mergeam pe front fără nimic cu mâna goală. Cu ce-o mamă. Și te-ai suit în vagon și n-ai mai zis nimic. Ai tăcut în gând. Măi, peripeție, bă. Eu deștept că zic să mă duc să intru înăuntru în vagonul ăla unde era acoperit. Da, da. Era bine. Bă, dacă mai stătea de acolo, măi, nu m-a încetinat, aș lua-te de loc. N-a stat nici... Ce, o secundă? Eu cred, nici n-a stat, eu cred că abia încetinat și-a... Da. Și să mergi pe traverse, dacă era un podeț și da. Călcai în gol. Te duce în gol. Se rupeai piciorul, domnule. Picioarele. Da. Norocul meu, mai adevărat că n-a fost așa, mai mult din kilometru, cred că n-a fost. Știu eu, da, a fost mai mult. Mi s-a părut mai mult. Dar bine, ăștia spunea că e 2 metri și e 200 de metri. Sau că, știi? Și după aia de acolo, din tren, unde v-a dus cu trenul? Am mers la armata a patra, băi, ne-am prezentat, fiecare. Trenul oprit în altă parte, noi ne-am dus cu altceva. Fiecare s-a dus. Unde e armata a patra? Erai de informație, în gâr. Se informa. Unde e armata a patra? Păi tu cu tare, te duci.
Nu i-a luat apatru, cu tăiere, cu tăiere. Dădeau informații, bă, erau militari, erau impiegați militari, erau... știau tot, bă, cantine în gări erau, da, erau organizat, bă. Cantine, dacă rămâneai nemâncat, n-aveai unde, mergeai și mâncai acolo. Era organizat războiul, mă, da, așa ca acum. Și acolo, și mi-a dat acolo, bă, frate. Și ziua de Paște, pe 5 mai a fost, când s-a terminat războiul. Și pe 8 mai, m-a chemat la comandament. Mă, ce mă cheamă la birou, mă, bă, este ce? Mă întreabă cum mă cheamă, de unde sunt, de cam frați, câți frați, unii părinți, mă interoga așa și i-am spus. Și era un ofițer acolo, zice, știi că a murit mama dumitale. Ea vrea să... Deci a murit pe 28 februarie. Mm. A scris în carte de care am primit, cartea poștală. Eu nu știu dacă mai am acasă, nu cred că mai am. Da. Zice, da, mâine pleacă toată armata acasă, s-a terminat războiul. Era 8. Așa a fost voi. Toată armata. Păi cum să plece, mă, o armată întreagă, să plece în țară, când încă trenurile veneau încoace, fiecare mers pe contul propriu. Cum a putut? Păi jos, cu căruțele, cu mașini, cu tren, cum a putut? Așa a mers. Eu vă prezentat în București la Inspectoratul de Jandarmi, București, Poștea.